Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au zis colegi la școală, ați făcut de serviciu pe școală? O, da, am prins și un cutremur când eram de serviciu pe școală. Serios? Ăla din 80 și nu știu cât, 6, 7, nu știu cât a fost. Okay. A fost un cutremur ca lumea. La mine sunt nopții, a fost ăla, ce căutai? Nu, 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 a fost unul peste zi. A fost unul peste zi. A fost unul de zi, în 90 a fost. Sau 90, păi, nu 90, mai știu. Ăla din 80. Nu mai știu exact cât. Nu, nu, 90 sau 91 acolo a fost. Ține-o minte că mă duceam să-mi iau gumă și m-a prins, da, în lift. Are dreptate. A fost în primăvara lui 91, când era piața universității. Așa e, pentru că dacă era mai devreme, eram mic ca să fiu de serviciu. Iată. Un măricel. Da, știu că a ieșit toată lumea urlând din școală. Era... A fost haos. Deci a fost fan. La vremea aia, da, a fost fan. Și ce făceai ca elev de serviciu? Ca elev de serviciu aveam grijă să dau drumul la pauze, să nu las chiar pe oricine să intre în școală. Tu apăsai butonul pe clopoțel? Eu apăsam butonul sau cu clopoțel, depinde. Uneori era stricat. Furai startul? Da. Eram băiat ca lumea. Și venea câte o profesoară, niciodată directoarea sau cineva, dar venea câte o profesoară de aia mai scorțoasă așa și se uita la mine cât să înțeleg că s-a prins. Eu am prins de două ori și eu am fost. Dar tulburătoare experiență. Traumatizată. De ce, mă? Mie îmi făcea plăcere, era foarte fain. Eu am fost singur, frate. Tu erai cu cineva? Aveai cu echipier? Singur. Cred că am fost și singur. Nu, singur am fost. Bă, erai speriat că nu era nimeni. Da, era sinistru. Eram la parter, au intrat ea toți în clase. Așa. Și eu eram singur pe un scaun de lemn. Da. Dar cine te punea să stai pe scaun? Eu mă mișcam. Să fac? Aveam un scaun și un mustă, da, eram ca un paznic. Înțelegi? Și mai treceau profesori pe acolo, pe care eu tot salutam pe toată lumea. Era liniște, Smirnă, când erau ore. Și stăteam aprost acolo, adică... O cartețe. De unde carte, n-auzi? De acasă. N-ai, nu, a fost surpriză. Dom'le, vezi că vă zici de serviciu. Gata, am plecat. Mereu. Că aveam o carte la mine. Asta, bibliotecă. Da, dar nu poți să o cartea de mate, de română, puteai să conspectezi. Nu există. Și ce făcut? Te uitai pe pereți. Da. A fost înspăimântător. A fost foarte fain. Dar puteți să repetați această experiență. De ce ne școlarizezi? Uite că se lansează o idee. Părinții elevilor de la școala gimnazială Grigore Moisil din Năvodari au fost poftiți de conducerea unității de învățământ să participe la serviciul pe școală, scrie publicația Educației Private. Sigur că da. Și serios? De femei de serviciu n-au nevoie, adică să dăm cum să facem, să reparăm școala. Mă, da, e, de ce? Care e? Așa împotrivă? De ce? Uite. Deci, ce trebuie să facă părintele care e de serviciu pe școală? Așa. Se prezinte la program cu 15 minute înainte de începerea cursului. Asta ziceți, de la palmă. Altfel ăsta e prima oră. Așa. Spune nemotivat. Trebuie să porți cu son, în semn, distinctiv și specific părintelui de serviciu. Ok. Să nu dai voie vizitatorilor în școală decât pe timpul pauzelor. Acolo avem... E pază, dar tu înlocuiești și paza de afară? Sau nu știu cum o fi în alte școli, da. Legitimează vizitatorii care intră în unitatea școlară. A, păi... Cum? Este perfect. Dă-i românului o cheie, da. Da. Legitimat. Cine sunteți dumneavoastră? Stați să vă trec. Ce, cu ce treabă, nu știu. Colaborează cu personalul de pază și cu profesorii de serviciu. Deci există și profesor de serviciu. Uh-huh. Îndrumă vizitatorii către obiectivul dorit. Da, e și ghid. Stai un pic, deci vizitatorii n-au voie în școală, dar dacă totuși reușește să pătrundă... Au voie, da. Numai în timpul pauzelor. A, ok. Și sub motiv, cu legitimare... Și către obiectivul dorit. Unde mergeți? La laboratorul de biologie la etajul 3. Da. Ai de plecat ce? Până te întorci. Școala sunt 200 de ei. Exact. Să repară aerul condiționat. Cu ce treabă? Păi am venit să repară aerul condiționat. Aveți o legitimație întâmplător. De reparator. Supraveghează elevii pe holuri și la intrarea în grupurile sanitare, pe durata pauzelor. Asta e ok. Să le ții gările. Cât e o echipă de părinți de serviciu, că au foarte multe atribuții. Aduc la cunoștința profesorului de serviciu. Dar la ce face profesorul? Doarme între timp sau e șef. Abaterii de disciplinare. Observate rândul șefilor. Rândul elevilor. Semnalează, nu știu ce, bla bla. Deci stai puțin, moment, stai că ai trecut ușor. Deci trebuie să se ducă să-i pârască la profesorul de serviciu pe elevii care fac tâmpenii. Da. Cum identifici copilul? Domn profesor, l-am văzut pe unul, avea pantaloni albaștri, fugea pe aici. Imaginează-ți a doua zi, când părintele ăla nu mai e, că vine cel pârât și zice, vine la tine și zice, băi, m-a pârât actul ieri. Da. Da, se face... De ce, mă, se face operațiune de recunoaștere în grup? Deci, observă un elev care comite o abatere disciplinară. Sunteți și milițieni. Îl urmărește la intrarea în spațiul educațional. Și momentul ăla reține locul, topografia. Da, da, da. Notează ce scrie pe ușă clasa 7-a C.
se duce repede la profesor de serviciu și după aia intră în clasă, se face recunoaștere în grup. Ăsta e. Clar. Umflă-l. Umflă-l, da. Ia-l. Deci n-are voie, fiți atenți, profesorul n-are voie ca pe durata efectuării serviciului pe școală să fotografieze, să filmeze părinte. Elevii. Părintele, părintele, da. Părintele. N-are voie să facă poze și nici să filmeze. Nici elevii, nici personalul școlii. Just. N-are voie să aplice sancțiuni verbale sau fizice elevilor. Mutulică. Deci nu poate să le zică nimic de rău. Și nici capac n-are voie să le dă. Ce e la capac? Palmă peste ceafă. Ăla-i capacul? Da. Serios? Da. Că nu e cineva. Da, eu n-am luat. Dar e nou fan, astfel. Adică dacă nu poți dai un capac. Dar știam când ești paznic, e aiure. Paznicul tău să dea capac? Când era, pe vremea mea? Da. Și erau și profesori care îmi făceau răutăți. Da, profesor de ăștia care... Paznicul era, ne era frică de el grav, adică... N-are voie părintele să utilizeze de serviciu, da? Să utilizeze limbaj jignitor sau violent la adresa elevilor. Asta sau la adresa oricum. Personalului școlii. Aia ar fi tare să te duci să iei foc pe profesor, să-i înjuri. O rău, îți e rușine, da. Porcule. Da, e, da, mă rog. E, da, mă rog. Da. Ia dă-mă drumul la oră, ce cauți pe aici? Băi, hai că am făcut zobi de asta. Tu-și... Nu, stați, deci am făcut o zobi. Eu cred că are valoare. Nu cred că este chiar atât de rea. Ideea ca în școli unde sunt fenomene de-astea de bullying sau indisciplină majoră sau sunt elevi care sunt agresați de alți elevi, nu cred că este chiar de neregulă ca personalul școlii, care probabil că este depășit de situație, să se bazeze și pe ajutorul părinților. E bine, mă, trebuie pe să facem altă... cărți patriotice, că și pe stradă e nasol. Pe să de altă parte, cetățeni cu banderole pe mână să se ocupe de liniștea, da, publică. De liniștea publică. Avem și noi serviciu ca părinți, avem o mulțime de lucruri de făcut. Înseamnă că nu te obligă, nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Dacă te plictisești, uite, eu gen am o zi, nu joc FIFA. Hai, nu, Luca, nu veniți pe la școală să... Dar tu n-ai vrea, mă, să te duci, adică decât să joci FIFA într-o zi, n-ai vrea să te duci să vezi ce se întâmplă la școala copiilor tăi? Băi, m-aș duce, da, o dată de două ori să văd ce se întâmplă, dar nu să... Da, așa, adică să fac de serviciu o oră, două. E o chestie comunitară. Să mă crucesc. În principiu știu ce se întâmplă acolo. Știi, până în Germania înțeleg că e o chestie obișnuită, adică se face în multe locuri. E voluntariat acolo. Da, pe bază de voluntariat. Da. Vreți să vorbim despre asta? 0372069599. V-ați duce voluntar la școală, la copil? Să fiți părinte de serviciu într-o perioadă, nu știu, o dată pe lună, să zicem. Da, mă, dar măcar să primez mai multe prerogative. Dacă n-am voie nici să-i dic tonul la aia, nici să-i filmez, nici să-i identific, deci doar pot să-i părăsc. Deci, la profesorul de serviciu, care Luca, și Luca, să duc instalatorul, Luca, dacă vine să-l conduc la laborator. Luca vrea să fie boss. Păi ești un factor, cum să spun, ești un factor de calmare a tensiunilor în școală doar prin simpla prezență. Ești ca trupele ONU. Înțelegi? Nu ai voie să intervii. Adică nu poți să-i bați pe copii, doamne. Dar nu vreau să-i bat. Adică, dar ce vrei să faci? Vrei să-i căpăcești? Să mai discut cu ei un pic. Bine, acum nu știu dacă îi prinde. Știi, da, că și asta nu, dar măcar să țip un pic la ei să... Băi, ce faci acolo? Pulca, stai! Nu mișca! 0372069599. Ați, da, vrea să participați la genul ăsta de activitate? Sincer, eu m-aș duce. Să ai, adică... măcar o lanternă de aia lungă. Asta, mă, că tu le dai, dacă vor să iasă în pauză în curtea școlii, tu le dai probleme de rezolvat. Nu, e adevărat că eu nu... Îi pui să citească vreo carte, ceva. Aia cu cartea poate. Da. Îi întrebi de Mica și Marea Unire. Da. Da. Îi discursuri antifumat. Îi pui, da, la WC-ul unde fumează și le spun că nu e bine să fumeze. Da, se lasă de fumat copiii, da. Ce vrei să faci acum? Nu, dar serios, acum sigur, noi am tot râs. 0372069599, hai, da, sunați. Am făcut bășcălie, cum se zice, dar serios vorbind, credeți că participarea părinților, ca profesor de serviciu, ca părinți de serviciu, măcar o zi pe săptămână așa, ar putea ridica disciplina în școli? Ar face lucrurile mai bune în școli? Da sau nu? 0372069599. Ați vrea să fiți părinți de serviciu în școala copiilor voștri? Da, din când în când. Mie mi se pare o idee bună. Pe bază de voluntariat, da, propunem, sigur, noi așa. Dacă vreți să facem asta legal, așa, nu știu, să încurajăm să facem din asta o procedură legală cumva, poate că se pot oferi niște compensații, nu știu, o zi de concediu sau habar n-am. Da, uite că zicea cineva ceva de genul ăsta. Nu? Bună dimineața. Da, m-aș duce să fiu elev de serviciu, dar să nu pierd o zi de concediu. Asta nu vreau. Da, poftim. Adică, da, s-a dat zi de concediu dacă te duceai, nu știu cum, la recensământ. Nu... Dacă ți-l făceai singur, da. Da, dacă ți-l făceai singur. Deci eu nu văd poate utilitatea
acestui demers. Adică, în urmă... Păi tot tu te plângi că la școală nu e disciplină și că te haos. Ce rezolvă prezența unui părinte în școală? Adică... Facem unul pe etaj. Dați că mai avem. Nu trebuie să fie unul singur. Fraților, mie mi-ar plăcea la nebunie chestia asta. Sincer, din păcate mie nu-mi permite serviciu, că lucrez de luni până vineri. Dar mi-ar plăcea să fac o dată pe, aș face cu tot dragul o dată pe săptămână chestia asta. Chiar cred că ar fi o măsură super necesară în fiecare zi dacă ar fi un părinte acolo. Copiii, vă spun eu că s-ar comporta altfel. Dar de ce să se comporte altfel? Adică este un părinte într-o școală în care sunt N profesori adulți. Dar de ce să fie un părinte? Dar câți părinți? Poți să pui 5. Poți să pui 5, da. 10, care e problema? Pui unul pe etaj. Păi nu, dar s-a vorbit despre părintele de serviciu, nu părinții de serviciu. Păi nu, dacă vrei tu individual să faci chestia asta școala... și organizezi, te organizezi. Dacă ar fi mulți, cred că ar trebui să fie un părinte per clasă, pentru că altfel... E unul pe bancă acum. Nu, serios, păi nu mă, dar altfel pentru copii ăia este un adult, da? La fel ca toți ceilalți profesori pe care ei nu-i cunosc, că sunt mulți profesori cu care nu au de-a face, da? Și cu ce le-ar schimba comportamentul prezența unui terț? Un adult oarecare, un civil, ar veni, un particular, care e și el prin școală pe acolo. Cu siguranță le-ar schimba atitudinea. La modul că e, bă, vedeți că ăsta e tatălui Ionel de la noi din clasă. Este cineva care monitorizează și poate să identifice atunci când fac drăcii, când fac bullying și așa mai departe. Pe mod, evident, simpla prezență descurajează astfel de fapte. Hai că iar vorbim între noi. Că doar nu te iei la bătaie în prezența părinților. Asta, da. Care da. Sunt pe acolo. Mihaela, bună dimineața. Bună. Bună dimineața! Bună, ce auzeam, zici? Urmăream discuția dumneavoastră în drum spre serviciu. Da. Și mă gândeam, la un moment dat am simțit ușoară ironie în vocea dumneavoastră. Sunt și profesor și da. E o idee foarte bună. Okay. Deci, pentru că... Ce credeți că ar schimba prezența unui părinte sau mai multor părinți? Ar schimba foarte multe, pentru că, de exemplu, eu chiar ieri am fost profesor de serviciu în curte. Bucuria Zăpezii, într-o școală în care sunt 400 de copii și un singur profesor de serviciu, îi foarte greu să-i urmărești pe fiecare. Iată. Am noroc să fiu într-o școală în care fiecare cadru didactic își face datoria, profesorii de serviciu sunt acolo cu paznicul, învățătorii sunt alături de copii în curte, dar cu toate acestea e foarte, foarte greu să-i urmărești pe fiecare, mai ales... Logic, da, am înțeles. Cred că vă puteți organiza corpul profesoral, dacă puteți să faceți invitații părinților să vină să vă ajute. Nu cred că vă puteți nimic. Nu mă gândeam la chestia asta. Noi ne-am descurcat de fiecare dată, dar chiar este o idee foarte bună și... Mulțumim mult pentru intervenție. Mulțumim, Mihaela. Eu cred că ar fi bine și pentru părinții care sunt îngrijorați și nu știu ce se întâmplă în școlile alea și ar vrea. Din punctul ăsta de vedere, da. Da, adică ar ajuta și părinții să se liniștească. Mihaela, bună dimineața. Neața. Bună. Bună dimineața. Bună. Și eu cred că este o idee foarte bună, la fel cum spunea și Mihaela dinaintea mea. Da. De data asta însă eu nu sunt cadru didactic. Eu, ca să vă dau puțin context, eu sunt părintea unui copil în școală, în clasa a treia, cu cerințe educaționale speciale de data aceasta. Da. Iar în cazul de față putem vorbi de bullying de toate felurile. Da, îmi pare inclusiv din partea părinților copiilor care sunt în clasă cu copilul meu. Când nu sunt prezentă, de exemplu, fiindcă am făcut cerere să fiu prezentă să văd ce se întâmplă. Și ce poate face lucrul ăsta cu cerere la conducerea școlii? Un părinte poate să fie prezent în școală. Uh-huh. Iar când nu sunt prezentă, într-adevăr, comportamentul atipic deranjează ora și nu se poate ține. Deci simpla noastră prezență descurajează agresiunea sau hărțuirea? Simpla mea prezență că este în spatele clasei, că mai devreme se... discuta că unde să fie părintele, că să fie pe hol, că să fie în clasă, că să fie în curte, că e prezența în spatele clasei, că e prezența pe hol. Dar a fost vreodată nevoie, scuzați-mă că vă întreb, a fost vreodată nevoie să interveniți? Adică, sau nici nu s-a mai întâmplat nimic? Da, din păcate da. Mm-hmm. Atunci când, acum 2 ani, copiii cu 3-4 ani mai mari decât fiul meu, nu am fost lângă el, din păcate am fost în cealaltă parte a curții, dar de la distanță, observând cum l-au abordat, l-au încercuit, l-au pus la zid.
Uh-huh. Într-adevăr, am ajuns. Până am ajuns, au fost câteva, nu știu, 10 secunde, să zicem, în care au fost un schimb de replici. N-are sens să le spun că nu e locul de a spune aici, între acei copii și fiul meu, care s-au soldat cu o lună de zile, cel puțin, de groază, de a mai merge la școală, dacă îl pune cineva la zid. Mulțumesc pentru explicații. Dom'le, ce revoltător că se întâmplă astfel de lucruri în continuare, firar să fie. Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața! Ascultăm. Eu sunt și cadru didactic, sunt și părinte în acea școală de copil. Da. Am făcut de serviciu în urmă cu vreo 3 ani. Pe hol, pe fiecare etaj câte un părinte, tot a fost în regulă, mi s-a părut o idee excelentă a colegii mele. Am fost și director în trecut, am încercat să implementez și această acțiune la mine în școală. Fiind în mediul rural, am încercat și a reușit cam o lună de zile, așa, după care n-au mai existat părinți voluntari. Dar ideea e excelentă. Dar de ce n-au mai venit? Sunt... S-au plictisit, la mine în școală, dar acolo la oraș fiind mai mulți, în mediul rural mai puțin părinți, mulți cu lucrul la câmp, începuse primăvara și a fost mai puțin. Dar la colega mea a funcționat și funcționează în continuare. Mulțumesc. E o idee excelentă. Mulțumesc. Mădălina, bună dimineața. Bună, Mădălina. Bună dimineața, și eu sunt de acord cu această idee. Orice activitate de voluntariat în orice domeniu o încurajez, bineînțeles organizat. Da. Dar una, dacă aș fi acolo, nu știu cât aș ajuta, fiindcă mai degrabă m-aș fi prietenii cu copii, adică nu un prieten. Păi tot ar fi o chestie pozitivă. Ceea ce vreau să punctez, nu vreau să vă rețin foarte mult, am 46 de ani, băieții mei de acum sunt adulți, 18 și 19, să zicem așa, normal când mă duce, dar când eram în orașul din care provin, noi la școala generală învățam în 3 schimbi. Și pe fiecare parier erau elevi ăștia, profesori și învățători de serviciu câte doi și se roteau la fiecare prin pauză, de nimeni nu știa cine te pugnea în cap când te puteai pe acolo de nebun. Da, deci practic aveai surprize de fiecare dată. Mulțumim, Mădălina! La ce atribuții are părintele de serviciu? Întrebarea mea e, îți dă și mileu să stai pe el? Singurul rezultat pe care l-ar avea o astfel de treabă ar fi că i-ar fi jenă fimism, mă vadă pe acolo. E și asta un punct de vedere. Acum, sigur, cât autoritate îi dai? Că, na, nici nu poți să-i dai să facă prea multe. Trebuie practic să fie nimic. Acolo să vadă ce se întâmplă și să descurajeze prin simpla prezență, cum spuneam, acte de bullying. Deci toată lumea de acord, înțeleg. Da, am primit foarte multe mesaje. Se practică, avem mesaje din diaspora, se practică în Belgia, în Franța, în Germania. Aha. Deci probabil va veni și la noi. Da, poate că asta este o soluție, stimați domn și stimate doamne director și directoare de școli. Încercați să vă organizați așa, poate cine știe. Uite, părinții par interesați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.